Doamnelor și domnilor, revenim în direct. În câteva momente va începe startul, chiar în acest moment începe, se dă startul în cea de-a doua repriză. O primă parte în această confruntare din Cupa României Fan Curier extrem de echilibrată între CSM Galați și Baia Mare. O primă repriză în care pe rând cele două echipe au trecut la conducere. Niciuna însă nu a reușit să se desprindă decisiv. Un prim atac al gazdelor care au încheiat prima parte într-un avans minim la un gol. Încercare de angajare a pivotului, o tentativă a dacenei Balaban. Mingea însă nu a ajuns la Conache. În continuare în atac jucătoarele lui Valeriu Costea. Aceeași formulă la linia de 9 metri cu Ardean Livrinichi și Daciana Balaban. Formula standard, o aruncare de pe picioare și va fi încă o eliminare de 2 minute. Burlacenco a lovit-o pe Iulia Ardean. Iată reluarea. Da, o lovitură pe care a recepționat-o Iulia Ardean în figură. Nu cred că a fost vorba de intenție, dar regulamentul este unul clar. Este a doua eliminare a Iaroslavei Burlacenco în această partidă și jucătoarea ucraineancă va trebui să fie atentă, pentru că la a treia eliminare va primi automat și cartonașul roșu. Între timp primește îngrijiri Iulia Ardean. Probleme destul de serioase. Sincer să fiu, așa, pe reluare, nu mi s-a părut că e chiar așa o lovitură puternică, dar cu certitudine nu este vorba de simulare în handbal, și în handbalul feminin, în mod normal, astfel de lucruri nu prea sunt văzute foarte des. Încă o dată, lovitura încasată de Iulia Ardean, care se ridică, pare așa ușor amețită, dar cu certitudine, după ce va sta câteva momente pe bancă, își va reveni și va putea reintra pe teren. Interul stânga de 30 de ani, care joacă deja, iată, de 3 sezoane în tricoul echipei pregătită de Valeriu Costea. Burlacenco, în imagine, vă spuneam, a doua eliminare pe care o încasează pivotul celor de la Minaur Baia Mare. 14-12 și un moment complicat pentru Costică Buceschi. Echipa atacă în formulă ofensivă completă, dar poarta oaspetelor este goală. Andreea Tecar blocată de Tamara Bocarici. A apărut pe extrema dreaptă și Andreea Taivan. Imperială din nou Maria Șteriova, cea mai bună jucătoare a lui Costică Buceschi până acum în această partidă. Un gol important pentru moral, pentru că a venit într-o perioadă în care echipa e în inferioritate numerică. Cristina Marcu rămâne pe teren. Între timp Iulia Ardean primește îngrijiri pe bancă. O pasă prea puternică dată de Denisa Șelever și recâștigă posesia Minaur Baia Mare. Încă 45 de secunde de om în minus și o perioadă de inferioritate gestionată până acum foarte bine de echipa oaspete, care nu numai că nu a încasat gol, dar a și reușit să finalizeze prin Maria Șteriova. Oana Bondar pe pivot în locul lui Burlacenco. Lisevska aruncă, Lisevska. Și Elena Șerban, care a avut câteva parade excelente în prima repriză, este încă o dată învinsă, egal 14. Iată două goluri în inferioritate numerică reușite de jucătoarele lui Costică Buceschi. Livrinichi, Marcu, fault în atac. Un început de repriză secundă bun pentru Minaur Baia Mare, sau în fine mai puțin inspirat pentru gazde. A cerut pași și banca tehnică
a Galațiului la încercarea de pătrundere a Silviei Lisevska. Pecar. Excelentă intervenție reușită de Daciana Balaban. Pasă recepționată cu ceva dificultate de Mădălina Conache și totul se transformă într-un atac pozițional. Acum gol marcat de Denisa Șelevero, aruncare pe lângă capul Cristinei Enache, care nu a mai avut timp să reacționeze. 15-14. Meciul în continuare foarte echilibrat. Vă reamintesc, este o partidă din 16-mile de final ale Cupei României Fan Courier. Un meci care nu se poate încheia la egalitate, în cazul în care după 60 de minute rezultatul va fi egal, va fi o remiză, se va trece la executarea aruncărilor de departajare de la 7 metri. Lisevska. Foarte greu de oprit Silvia Lisevska. De altfel, așa cum remarcam și în prima repriză, masivitatea este clar punctul forte al handbalistelor lui Bucheschi. Acum o pasă care ajunge la Oana Bondar și își face treaba, pivotul echipei adverse. Repunere rapidă, încercare de a surprinde dezorganizată defensiva. Face semn de schimbare Silvia Lisevska către bancă. Nu poate însă în acest moment să părăsească suprafața de joc pentru că sunt în atac adversarele. Marcu pasă în extremă. Excelentă reacția portăriței de la Minaur. Și o aruncare peste, ratare completă, această încercare de finalizare a lui Orșivski. Marcu, oprită la 9 metri. Balaban, schimbare de direcție, a încercat pasa către extrema Cristina Clisu. Marcu pătrunde și scoate aruncarea de la 7 metri. Golul nu este valabil pentru că a fost o aruncare căzută, a atins semicercul înainte de a reuși să arunce spre poartă. 7 metri. Cătălina Cioarec față în față cu Cristina Enache, aruncă Cioarec plasat lângă bară. 16-15. A intrat și Luciana Popescu pe inter dreapta la Minaur Baia Mare. Odihnită Andreea Tecar. Șteriova. Aruncă Șteriova. Mingea se duce puțin peste transversală. Balaban încearcă să accelereze. Balaban reprimește. Marcu nu era pregătită de pasă, dar abia acum ajunge mingea la Marcu. Pasă în extremă și o boltă reușită de Cristina Clisu. Excelent însă Cristina Enache a atins această minge și a evitat golul. Din nou în cealaltă poartă Elena Șerban, un duel de la distanță al celor doi portari cu intervenții foarte bune în faze consecutive reușite atât de Cristina Enache cât și de Elena Șerban. 8 minute au trecut de la startul celei de-a doua reprize. În continuare foarte echilibrată această confruntare, avans minim pe tabelă pentru CSM Galați. Burlacenco
pe lângă poartă, scoate însă 7 metri. A fost un duel între Burlacenco și Tamara Bocarici. Vă spuneam, Iaroslava Burlacenco, o jucătoare extrem de determinată, foarte mobilă. Șteriova. Aruncă Șteriova. Și este egal 16. Cea mai bună, vă spuneam și în prima repriză, mi se cea mai bună handbalistă a lui Costică Buceschi până acum în acest meci, Maria Șteriova. Balaban. Reprimește Balaban, schimbare de direcție pentru Marcu, în curând vor intra în prepasiv gălățencele. Balaban reușește să prindă această minge, apoi riscă cu o pasă care nu și-avea rostul, pleacă pe contraatac Baia Mare și vine golul reușit de Andreea Taivan. În continuare, Iulia Artean pe bancă se resimte după lovitura pe care a încasat-o în startul celei de-a doua reprize. Balaban, formidabilă schimbare de direcție, dar încearcă să obțină aruncarea de la 7 metri. Nu le-a reproșat arbitrilor că adversara a fost cu ambele picioare în semicerc. A aruncat și apoi mingea a lovit-o în cap pe Silvia Lisevska. Se resimte jucătoarea poloneză, dar e foarte puternică și până la urmă își rea locul acolo în zona apărătoarelor centrale. Încearcă Oana Bondar să blocheze centrul, apărându-se ușor avansat, și Luciana Popescu o supraveghează atent pe Balaban. Marcu, Balaban, pasă în extremă și fabuloasă parada Cristine Enache la aruncarea Denisei Șelever. Șteriova, oprită de Tamara Bocarici, se duce la schimbare Oana Bondar, revine pentru faza de atac Iaroslava Burlacenco. Are mai multe opțiuni pe bancă Costică Buceschi decât Valeriu Costea. Vă spuneam, o pierdere importantă pentru CSM Galați este accidentarea ucrainencei Ala Sheiko. Șteriova. Oh! O torpilă care face diferența. Excelentă pasa! Excelentă pasa! Fără să se uite, un nou look pass dat de Daciana Balaban pentru Mădălina Conache. Haideți să ne mai încurajăm pe fetele noastre! CSM! 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 11 minute și jumătate au trecut de la startul partidei. Mădălina Conache, autoarea golului precedent pentru CSM Galați, însă, din punctul meu de vedere, pasa a făcut mai mult de jumătate din această reușită. Încearcă să se apere avansat gălățencele. Există însă un risc, lasă multe spații care pot să creeze probleme și un duel acum câștigat de Galați, o forțare a Oanei Cârstea. Partida reluată. A intrat și Cristina Clisu pe teren, pe interdreapta.
O jucătoare mai mică de statură, nu are neapărat fizicul unei Inter, poate însă face diferența prin viteză și schimbări de direcție bruște, încearcă o aruncare, însă n-are cum să câștige, se lansează foarte tare și înscrie Șteriova, imposibil de oprit, macedoneanca. 19-17 pentru Minaur. Parcă nu mai există aceeași viteză de pasare a mingii la 9 metri în momentele în care Galațiul este în atac. A obosit fetele lui Valeriu Costea și este momentul pe care îl simte și antrenorul celor de la CSM Galați. Cere time-out Valeriu Costea. Să-l ascultăm pe antrenorul echipei gazdă. Vreau să-mi stea Tamara în primul. Facem pe aia care a făcut-o ieri la antrenament, da? Ce am făcut? Ieri cu doi pivoți. Doi pivoți, da? Mădă, am înțeles, doi pivoți. Mădă, vreau să stea să lucreze cu livri. Doi la doi în stânga și Tamara în partea asta. Ne-am înțeles? Da, nu uitați de aia. Nu. Deci nu uitați de aia. Care? O scos pe Mădă. Da, bloc Mădă 3 exterior. Daci larg, cu pas de la extremă, hop, ai apărut pe bloc. Ne-am înțeles? Bădă! Bădă, e bună. Haide. Haide, cu apărarea să face foul. Haide. Și CSM. Da, încearcă o schemă cu doi pivoți Valeriu Costea, sesizând faptul că e din ce în ce mai dificil pentru echipa sa atunci când este în atac să găsească variantele prin care să depășească apărarea masivă și bine organizată a băimărencelor. Bocarici și Mădălina Conache, ambele pe teren. Foarte departe de poartă acest atac. Vine Conache la încrucișare, pasă pentru extremă, minge la Tamara Bocarici, Livrinichi, schimbare de direcție. Au încercat să-i creeze acolo un culoar cei doi pivoți. Cum se înalță Livrinichi, dar aruncă mult peste. Nemulțumită Daciana Balaban de deznodământul acestei acțiuni ofensive. Ne apropiem de jumătatea celei de-a doua reprize. Două goluri avans și atacul pentru Minaur Baia Mare, care pare că gestionează foarte bine în acest moment disputa. Din nou Șteriova, imposibil de oprit. Trei goluri avans, a mai fost odată o diferență asemănătoare, identică în prima repriză, în favoarea echipei lui Costică Buceschi. Atunci jucătoarele lui Valeriu Costea au găsit resurse pentru a reveni și a trece chiar în avantaj la finalul primei părți. Livrinichi pasă pentru Mădălina Conache, care nu reușește să recepționeze. Acum o pasă ușor riscantă dată de Șteriova. Oana Bondar nu a reușit să intre în posesie. Balaban. Livrinichi. Balaban pasă pentru pivot. Faultat Mădălina Conache, scoate un 9 metri, Bocarici. Pasă pentru Balaban, se duce al doilea om pe pivot, Conache, excelentă pasă. Relația cu pivotul, dacă funcționează, CSM-ul are o șansă. E greu însă
pentru că aceste două jucătoare extraordinare de la linia de 9 metri pe care le are Costică Bucheschi pe teren și pe care le-a cam ținut aproape toată disputa până acum, este vorba de Șteriova și Lisevska, par a fi de neoprit. Împreună au marcat 14 goluri, Șteriova numai puțin de 9 reușite până acum, din cele 20 trecute în dreptul băimărencelor. Din nou Șteriova, aruncă Șteriova, blochează Elena Șerban. Haideți acum cu toții! CSM! CSM! Se grăbește Balaban. CSM! Întâmpinată și oprită prin fault de Luciana Popescu. Bocarici. Lisevska. Balaban din nou pentru jucătoarea din Livriniki. Mă scuzați, pentru jucătoarea din Muntenegru, excelent, din nou, în relație de 1-1 cu Luciana Popescu, Balaban găsește soluția pentru a-și depăși adversarul direct. Popescu lasă pentru Lisevska, blocajul Cristinei Marcu funcționează foarte bine. Lisevska, Popescu, o aruncare ghicită de Elena Șerban. Aceeași formulă cu doi pivoți pe teren, o formulă care până acum s-a dovedit a fi una inspirată pentru Valeriu Costea. Bocarici, Livriniki, Balaban, pasă în extremă, schimbare de direcție, pasă la pivot și golul reușit de Tamara Bocarici. Exact ce vă spuneam, la fel ca și în prima repriză, Minaur s-a dus la un moment dat la 3 goluri, a venit apoi o perioadă bună pentru Gălățeni, cei care au restabilit egalitatea și chiar au trecut în avantaj. Simte pericolul Costică Bucheschi și cere time-out. Să-l ascultăm pe antrenorul echipei oaspete. Mingea este aici, Silviu. Mingea este aici. Ăsta e omul tău, nu ăsta e omul tău. Ăsta, cel mai aproape de minge. Da, Oana rămâne între oameni. Nu stăm aici, credem că intră omul. Ok, ok. Haide. Faceți pope cu plecare extremele pe partea. Haide. Haide, fete! Mai mare! Ieși afară, să nu dea pas. Și vă rezolvați acolo tu cu Tamara, ne-am înțeles? Că nu-i pivotul între tine și Cris. I-am dat voie să iasă sus, să taie pasul de la centru către ea, către Șteriova. Ne-am înțeles și rezolvați acolo cu Marin. Ne-am înțeles? Haide! Și iată ultimul atac și reușita Tamarei Bocarici după o pasă dată de extrema dreaptă. 11 minute și jumătate până la sfârșitul acestei partide. Egal 20. A dat la un moment dat senzația Minaur că s-a desprins decisiv. Șteriova lasă pentru Burlacenco. Marcu reușește cu mare dificultate să o oprească pe jucătoarea din Ucraina. Arată Maria Șteriova că e capabilă nu numai să expedieze rachete sol-aer spre poarta Galațiului, dar știe să și paseze la pivot. Luciana Popescu, Lisevska, Șteriova, schimbare de direcție. Un duel cu Tamara Bocarici, în urma căreia jucătoarea din Macedonia se resimte, își cere scuze Bocarici pentru intervenția de mai devreme. Nu este însă nimic foarte grav și partida poate fi reluată fără probleme. Intrăm în curând în ultimele 10 minute.
Lisevska pentru Popescu. Oprită din nou de aceeași Bocarici, foarte utilă ca apărătoare centrală. În prepasiv, echipa oaspete. Este rândul lui Costică Buceschi să protesteze la deciziile arbitrilor. Un atac foarte important. Pasiv, pasiv, se fluieră pasiv. Să vedem cât vor reuși să reziste jucătoarele Galațiului acestui rit și acestei presiuni fantastice. O jucătoare mai puțin pe teren pentru CSM Galați. Da, atacă în 5 în aceste momente. Cred că nu au realizat acest lucru. A venit foarte repede Marcu pentru a asigura o acțiune ofensivă. Oh! Eliminare în mod normal. O intervenție a Silviei Lisevska. Iată. Nu, într-adevăr, 7 metri. A fost doar acea diferență de statură dintre cele două handbaliste care a provocat acea intervenție undeva mai sus, în apropiere de zona gâtului, dar nimic vicios, nimic intenționat. Aruncare de la 7 metri, revine Medvedova în poarta celor de la Baia Mare. Cătălina Cioarec până acum nu a ratat nicio aruncare. Cioarec atinge Medvedova mingea, dar nu o poate împiedica să intre în poartă. 9 minute până la final și iată, trece din nou în avantaj trupa lui Valeriu Costea, reușind să revină după ce a fost condusă la 3 goluri. De 4 minute nu a mai marcat echipa oaspete. Acum o aruncare de la 7 metri și iată faza, pătrunderea, da, și o ciocnire dură între Oana Cârstea și Daciana Balaban, în urma căreia decarul gălățean se resimte. Va fi o eliminare de 2 minute pentru Daciana Balaban pentru acel fault comis în săritură. Din nou Șteriova la linia aruncărilor de la 7 metri. Față în față cu Elena Șerban. Șteriova, o fentă. Șteriova aruncă. Imposibil de apărat așa ceva. O rachetă ce explodează sub transversală. Egal 21. Revine. O veste bună totuși pentru gazde, revine pe teren Iulia Artean, accidentată la începutul acestei reprize. Iulia Artean a stat de atunci doar pe bancă, se pare că și-a revenit suficient de mult. Livrinichi pasă în extremă și o aruncare cu podeaua ratată de Denisa Șelever. Se grăbește Baia Mare, Lisevska. Pasă pentru Șteriova, care își întoarce un adversar, Luciana Popescu. Se dau lupte grele acolo, la 9 metri. Un duel cu Conache, chiar și câteva reproșuri între cele două jucătoare. Revine și Iaroslava Burlacenco, pivot pe semicerc. Om în minus, încă 50 de secunde pentru gazde. Burlacenco, Popescu. Pasă pentru Lisevska. Blocată Oana Cârstea. Popescu. Șteriova. Lisevska aruncă, Lisevska, bara o scapă acolo pe
Elena Șerban. Da, este posesie pentru Galați. Proteste ale jucătoarei din Macedonia. A fost și o ușoară ezitare a arbitrilor, care cu puțin întârziere au indicat faptul că mingea a ieșit în afara terenului după aruncarea în bară a Mariei Șteriova. În formulă completă gazdele. Marcu, Librinichi, Artean, Marcu în zonă centrală, Artean, fentă de pasă la pivot. Faultat Cristina Marcu de Luciana Popescu. Conache intră în circulație, Marcu, Marcu, schimbare de direcție, încearcă să forțeze și să obțină un 7 metri, însă doar 9 metri, dictat de cei doi arbitri. Un meci tensionat, un meci pe muche de cuțit, acum cu mai puțin de 6 minute de la final. Marcu a aruncat în blocaj, pleacă pe contraatac. Baia Mare s-au repliat la timp jucătoarele de la CSM Galați. Se face repede schimbarea între atac și apărare. Revine Bocarici pe teren în locul lui Livrinichi. A intrat și Iaroslava Burlacenko. Șteriova, o pasă între două jucătoare recepționată până la urmă de Burlacenko, Popescu, Lisevska, Șteriova, întâmpinată și faultată la 9 metri. În curând vor intra în prepasiv jucătoarele lui Costică Buceschi, amenințare de joc pasiv, pași, pași la jucătoarea poloneză, pleacă foarte repede pe contraatac, gazdele și vine finalizarea Tamarei Bocarici, 22-21. Tamara Bocarici! Și acum toată sala, CSM, 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 CSM! Șteriova! Un gol care cred că nu putea fi parat nici de un goalkeeper al naționalei de băieți. Egal, 4 minute până la sfârșitul acestei partide, care ne ține cu sufletul la gură, se pare, până în ultimele secunde. Marcu. Librinichi. Marcu. Daciana Balaban revenită pe teren. Pasă pentru Marcu. Probleme. Excelentă angajarea pivotului. Dar fabuloasă parada. Cristina Enache se dă însă aruncare de la 7 metri pentru Galați. Iată schema, nu a recepționat bine Librinichi, dar a știut să se redreseze la timp și să angajeze pivotul. Era apărătoarea care o marca acolo pe Mădălina Conache cu piciorul în semicer. Din nou Cătălina Cioarec schimbă din nou portarul și Costică Buceschi. Revine Adriana Medvedova în poarta celor de la Minaur Baia Mare. Cioarec însă a finalizat până acum perfect de la 7 metri. Cred că 4 din 4, nu am o statistică exactă. De cealaltă parte, Maria Șteriova a marcat jumătate din golurile celor de la Minaur Baia Mare. Iată din nou Șteriova. Ea este pericolul numărul 1 pentru poarta Elenei Șerban. Luciana Popescu. Lisevska aruncă, Lisevska, bara o salvează pe CSM Galați.
Foarte important acest atac din punct de vedere tactic. Foarte important această acțiune pentru ambele echipe. Dacă Galațiul va câștiga, va fi extrem de dificil pentru Baia Mare, pentru că nu mai este foarte mult timp la dispoziție. De cealaltă parte, o acțiune care nu se va încheia cu gol va complica foarte mult șansele Galațiului în acest final de meci. Balaban. Fentă încearcă pătrunderea, Balaban aruncă și scoate 7 metri. Aruncare de la 7 metri. Se oprește cronometrul. 1 minut și 50 de secunde până la sfârșitul partidei. N-aș vrea să fiu sincer să vă spun în pielea Cătălinei Cioarec. O aruncare de la 7 metri, importantă cât un meci întreg. Cioarec, gol, gol, 24-22. Cătălina Cioarec. Încă 100 de secunde din acest meci. Se grăbesc jucătoarele lui Costică Buceschi. Minge pentru Lisevska. Toată lumea așteaptă probabil un miracol de la Șteriova, care este faultată de Cristina Marcu. Va fi o eliminare, cred, de 2 minute. Da, nu înțeleg de ce Cristina Marcu a protestat. Proteste ale Cristinei Marcu. Iată faza. A împins-o acolo Șteriova pentru că se grăbea, s-a dus și le-a reproșat arbitrilor. Regulamentul este clar în astfel de situații. Din păcate, nervii au cedat în acest final de meci și iată, până la sfârșitul jocului, CSM Galați va evolua în inferioritate numerică. Este momentul în care Costică Buceschi cere time-out acum cu 1 minut și 20 de secunde înainte de sfârșitul partidei. Să-l ascultăm pe antrenorul celor de la Minaur Baia Mare, să vedem care va fi schema pe care o va încerca Buceschi în acest final de meci. O să mergi să dai la poartă, dai la poartă, nu se întâmplă nimic. Pivotul pleacă, Luci, dacă merge spre extrem. Haide! Haide! În apărare, pe partea lui Curtea, nu vă mai retrageți. Vă ține pivotul, sare în voi, să aruncă în semicerc, de 7 metri. Asta face tot timpul. Haide! Voi trei și! Baia Mare! Haide! Și pe asta! Luci, mă! Pe asta! Pe atac! Mult, lung atac! Lung al tacul, da? Bă, dacă intră Cris de acolo, decalează în partea cealaltă. Haide! Haide! Da, l-am auzit pe Costică Buceschi comunicându-le schema jucătoarelor sare. L-am auzit și pe Valeriu Costea, care e mai interesat de următorul atac al echipei sale. În mod normal, trebuie să încerce să ducă acțiunea ofensivă cât mai mult până spre finalul partidei. Să vedem dacă va risca atunci când va avea atacul să joace cu un om în plus. Pasă până în extremă și aruncare pe lângă! Aruncare pe lângă Andrei Taifan, care se și accidentează destul de serios. Jocul este în acest moment oprit. A încercat să găsească colțul lung, dar a închis foarte bine acolo Elena Șerban. Partida este reluată. Am intrat în ultimele 60 de secunde. Se duce Elena Șerban în afara terenului. Atacă în formulă completă. Intră și Iulia Artean pe teren. Se reface linia de la 9 metri din startul acestei confruntări cu Balaban, Livrinichi și Iulia Artean. În prepasiv, gazdele, încă 40 de secunde. Mai sunt 4 pase, cred, dacă am văzut bine semnul pe care l-a făcut unul dintre cei doi arbitri, către Mădălina Conache. Balaban caută o breșă, se duce și încearcă și până la urmă reușește să obțină faultul. Încă, da, se dă posesie pentru Minaur Baia Mare. Cronometrul este oprit. Să vedem care va fi decizia. Cartonaș roșu pentru Daciana Balaban pentru faptul că a încercat
repunerea, să oprească repunerea rapidă a mingii în joc. 24-22, două jucătoare mai puțin pe teren pentru Valeriu Costea, dar mai sunt doar 22 de secunde. Va fi aruncare de la 7 metri conform regulamentului. Aruncare de la 7 metri pe care o execută până acum invincibila Maria Șteriova. Maria Șteriova față în față cu Elena Șerban. Șteriova, o fentă, a bolta lui Șteriova și salvează Elena Șerban. Incredibil final de meci. O paradă care vine exact în momentul potrivit pentru Elena Șerban, după ce vă spuneam, Șteriova a fost efectiv imperial atât de la 9 metri, cât și de la linia aruncărilor de la 7 metri. Time-out pe care îl cere Valeriu Costea, să-l ascultăm pe antrenorul gazdelor. Da, nu... Nu-i bine. Da, ne-am înțeles, nu ne grăbim, da, ușor, ușor, dacă ridicăm mâna la pasiv, la faul, da? E, ultimele secunde, vedeți cum faceți chiar, haide, bravo! Haide, bine! Lungă atac! Vedeți că sunt aici la ce? Haide! Libri! Vedeți că e om la om, da? Ai grijă! Om, aveți grijă la om la om, da? Dă-i drumul! 2, 3 și... CSM! Așteptă! Părea la un moment dat că disputa este tranșată între cele două echipe. A fost un 20-17 cu vreo 12-13 minute înainte de finalul partidei pentru Minaur Baia Mare. Însă iată, incredibilul s-a produs. Iulia Artean, faultată de Oana Cârstea, cronometrul merge, nu? Acum este oprit din nou de arbitri. Mai sunt 4 secunde, nimic nu se mai poate întâmpla. O aruncare și 24-22. Succes extraordinar de greu obținut de CSM Galați în fața uneia dintre cele mai solide și mai constante echipe din Liga Florilor. Un 24-22 obținut greu la capătul unei partide foarte echilibrate între cele două grupări, un succes însă care până la urmă a fost facilitat de paradele atât din prima repriză cât și din repriza a doua al Elenei Șerban, care la ultima fază, la ultima aruncare de la 7 metri a ghicit faptul că Maria Șteriova, alminteri excelentă jucătoarea celor de la Minaur Baia Mare, va încerca să arunce o boltă peste jucătoarea gălățeană. Aici se încheie, doamnelor și domnilor, transmisiunea noastră. Dragoș Bocanaciu, în numele întregii echipe care a realizat această transmisiune, vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Televiziunea Română. O duminică seară excelentă alături de TVR.